Până pe 31 august trebuie depuse carnetele de rentier agricol la APIA Mehedinți. Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură anunță că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015, rentierii trebuie să se prezinte până la această dată la Centrul Județean al Instituției în vederea vizării carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar, curator, tutore în baza unei procuri autentice, curatelă sau hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol trebuie să se prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul sau contractele de arendare, actul de identitate în original are rentierului agricol, document de coordonare bancar, opțional sau recomandat și decizia de comisie de expertiză medicală actualizată acolo unde este cazul pentru gradele de invaliditate 1 și 2, dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil în original și în copie. Renta viageră agricolă încetează la data de decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi însă încasată și de moștenitorii acestuia, doar dacă până la data de 31 august 2016 moștenitorii vor depune la oricare centru județean al APIA, respectiv al municipiului București, carnetul de rentier al defunctului, obligatoriul, certificatul de deces în original și copie, actul de succesiune, certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula definitivă și irevocabilă, în original și în copie, buletin, pașaport al moștenitorului, în original și copie, împuternicire, declarație notarială din care se reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere datorată rentierului, precum și un extras de cont pe numele solicitantului. Prezența anuală a rentierilor la sediul centrelor județene ale Agenției de Plăți pentru Intervenție și Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiție esențială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2015.